Nimic. N-ai cum să n-ai da. Nimic. Cum să, dacă eu stăteam pe canapea și, și dintr-o dată îmi spunea, tu n-ai talie, du-te la sală, fă... Da, spus să-i așa ca să te antreneze Claudiu. Eu? Nu, doamne, scurie. Doamne! Vă dă peste nas. E nouă, dar vă face față. O îndreptai către Claudiu, nu la sală. E în... Era o subtilitate. Era o subtilitate, da, nu o răutate. Dar tu ce căutai pe cui fetei cotroznești? Păi chiar... Da, ai zis... Te ved. Că... Da, n-ai zis asta. Da, ai spus. Ai spus, ai spus. Nu, am scăt. Vezi că... Doamne ferește! Nu, 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 nu! O spus... Vezi că ai microfon și am auzit toți, nu venea să-i inventezi. Dacă nu era adevărat, nu mă băgam. Păi, da, o spus cum ai auzit dacă nici măcar nu eram pe televizor? Era pe cadru, băi, de pățână de usturoi. Așa era pe zis, cadru. Păi, ai supărat în colțul tău, ziceai că te-a lăsat acolo, nu mai aveai nicio treabă. Eu când mă enervez, sincer, nici nu rețin, dar știu că am zis că... Ferească Dumnezeu, mă ia de lina, dar unde ești? Ești domnișorică? Dar sunt, dar m-am simt foarte mult. Pe masă cu mine. Acum Gianna nu-i lua apărarea, că îmi dăduși dreptate, că mă atacă. Dar m-a atacat în continuu. Și chiar da, și tu pe ea și ea pe tine. Eu m-am enervat și ca să evit un scandal, că nu vreau, din suflet îmi doresc. I-a spus să evite scandal. Am ieșit afară. Am ieșit afară, m-am reîntors și din nou. Să stau în spate, nu, să stau în spatele canapelei. I-am zis ok, dacă vrei tu mă duc. Eu tot ca să încerc să mă calmez. Mi-a zis nu, în spatele fotoliului, jos. Cred că ăsta e jocul lor, așa se distrează ele. Ia uzi. De ce au avut ele tocmai cu Elena acest conflict? E nouă. Aha, păi și dacă e nouă ce? Mai devreme în casa Adriana nu spusești tu că mă provocă? Că te întrebai. Eu nu prea am fost atentă astăzi la discuțiile voastre. V-ați provocat una pe alta, am spus, eu așa mă amintesc. În fine. Au văzut o fată nouă, au văzut-o probabil slabă, dacă ne unim două, trei fete, gata, o terminăm psihic, asta au vrut să facă, dar nu e adevărat. În momentul în care a spus o minciună, eu i-am spus, te rog frumos, clarifică. Pentru că dacă... Cred că ați observat. De-aia a fost... Păi așa mi-a zis Claudiu, dacă te... Bun, și eu de acolo pornit-o, de-am zis, nu poți să minți. Da, de aici a pornit-o. Și să-l lași așa. Și de-aia am spus și la Claudiu, vorbește cu fata asta, că uite ce zice fata asta. Dar până la urmă nu știm care e realitatea, dacă într-adevăr Claudiu a spus așa, sau ea a mințit, sau el a mințit, nu știm. Eu am vorbit în grădină. Dar nu are legătură cu lucrul ăsta, că după ce s-a încheiat subiectul, ea tot m-a atacat. Păi dacă te-ai luat de ea, dacă v-ați luat în haină, nu m-am luat eu, ea m-a atacat. M-ați jignit, voi doi amândouă. Tu? Tu m-ați... Păi dacă... După ce te... Hei, hei, de ce o jignești? Păi este, din propriu... Nu este, nu vă mai jigniți, măi. Pur și tu ai început, cum să zici de mine că am jignit eu prima? Cu ce am jignit tu, fată? Eu încercam astăzi. Te-ai legat și de aspectul meu, ai zis că n-arăt bine, eu nu ți-am zis ție nimica. Păi dacă te legi de... Hai. Doamne! Dacă te legi de pisa, nu mai spune lui pisa nimica. Eu am zis prima! Eu pur și simplu astăzi îi spuneam Elena, îi spuneam frumos, Elena, trebuie să înțelegi asta, punct. Dar de ce trebuie să înțeleagă, dacă îți dorești? Nu, 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 i-am zis că lăsa, de ce asta? Asta, că și ea e hu-hu. Adelina. Îi hu-hu, că i-am zis de multe ori. O țineam pe canapea și ziceam, taci, Doamne, și vorbește cu fata și vorbește frumos, că îi ziceam și ei. Și spuneam, Elena, tu ai spus o minciună. Trebuie să clarifici situația. Nu poți să lași fata asta. Fata asta are. Le de unde explicam... știi tu, mă, că era minciună, mă? De unde știi? În ochii ei era minciună. Păi Claudiu... crezi că e prietena ta, asta nu înseamnă că e minciună, nu, ce spunea. Și Claudiu a spus că era minciună. Eu efectiv stăteam, o calmam pe ea, o calmam pe ea. Georgiana, tu ești imparțială. Ce părere ai despre discuțiile fetelor? Nu știu, domnișoara Cristina, ce să zic. Într-adevăr... Noi am spus ei, bine, mai mult fetele, eu nu i-am spus ei să vorbească mai mult sau să încerce să implice în subiecte, pentru că nici eu nu fac asta și nu am dreptul să-i spun ei asta, dar noi toate am încercat să-i spunem lucrurile astea, gen ca nu să o învățăm încurajare. Să zică ce să fie. Și eu am chemat-o. Elena, hai să mă duci cu noi, hai să stai cu noi. M-am comportat foarte frumos. În momentul în care am atacă și face așa, eu nu pot să port. Nu mai vreau să-mi pronunțe numele. Nu vreau, eu cred că aveți un conflict. Între ele două e... Ia zi, Claudiu. Ceva. Eu cred că au un conflict mai vechi. Probabil de... Figura bărbat. Să spună ea dacă e așa, că nu... M-am gândit și eu că din moment ce se cunosc și reacționează așa una față de cealaltă, poate te atacă în continuu pe orice.
Ți-a furat da. Ciobanul din fasole? Eu am avut o relație de 4 ani cu un băiat care nici măcar nu e de unde. Ți l-a furat sau ce? Ți l-a furat ea sau ce? Nu, tocmai îl cunoști? S-a bubat cu el? Nici nu știu cine e. Ileana și Adelina, cum ați devenit voi prieteni atât de bune într-un timp atât de scurt? Noi suntem una și aceeași. Da. Doar că eu nu vorbesc la fel de mult. La pachet. Pot. Au venit la pachet. Noi... Și pleacă separat. Noi suntem și aceea zodie. Și avem același, nu știu, comportament și gândire. Spune, avem același. Doar că... Împărțim și bărbatul uneori. Ce ai, Gianina, de ce te amuzi așa? Ce spune Radu? Toată lumea e amuzată de ce spune Radu, dar vă deranjează pe toți. Când e contra, sunt deranjat, dar când e vis-a-vis de altă persoană, sunt ok cu ideea. Am să vă spun ceva și să țineți minte. Uneori, prietenia aici, în competiție, poate fi foarte dăunătoare, dar evident că este fix alegerea voastră tot ceea ce faceți. Știți de ce? Nu vă sfătuiesc acum să nu legați prietenii, dar vă sfătuiesc să fiți pe cont propriu. Aceasta este o competiție. Vă rog din suflet să nu uitați lucrul acesta. Nu vreau să dau exemple, dar chiar dacă sunteți prieteni, tratați această competiție individual. Sper că înțelegeți la ce mă refer. Vă spun, nu dau exemple, nu la relațiile dintre voi, fix la situații. Nu faceți promisiuni, nu spuneți că dacă pleci tu plec și eu și așa mai departe. Urmați-vă drumul și urmați-vă visurile. Pentru că despre asta este vorba. E sfat general, nu pentru voi două. De la voi două a pornit subiectul pentru că voi v-ați apropiat cel mai repede. Dar vorbesc pentru toți. Domnișoara Gzina, da. dacă le spuneam eu chestia asta, spuneau că le atac. Că le-am mai spus odată chestia asta și i-am spus și Adelinei, băi, nu-i bine ce faci. Dar niciodată. Nu! Eu n-am zis că nu-i bine ce faceți, dar eu v-am dat niște sfaturi. Dar știți foarte bine că eu niciodată nu am făcut ce mi-a spus ea. Adică, Ile, și când a fost vorba de voturi. În patru labe, stă, ia spune. Nu mă, și când a fost vorba de voturi, chiar fetele au vorbit și așa mai departe și mi-a spus pe cine votează și eu chiar am votat ce am vrut eu, de fiecare dată. Și pentru că am vorbit toată... eu. Nu e adevărat. Eu că altfel prima dată a fost vorba să voteze toată lumea pe Alex. Dată aveai câteva zile în cunoaștere cu Ile. Pot să spun cunoaștere cu Ile. Noi am fost așa din prima, de bărbați. A doua zi. N-aveai cum să asculți, dar în momentul în care te-ai apropiat de ea, deja făceai ce spunea. Dar când am venit eu și am spus chestia ta... Ce ai spus? Dar hai să-l votez pe ăsta ca să nu-mi sară în cap lumea să-mi spună că mă iau după Ile. Asta e vrut să faci. Psihologie inversă. De aia te-o vota de fiecare dată. E dusă dată. De mult, Ile. Te-o vota de fiecare dată, nu? De aia, nu? Care, dată? Care? Ia. Care de fiecare dată, că n-am înțeles ce ai zis. Păi când a fost de votat, de fiecare dată au zis Radu. Auzi, da, mai spuneai despre Ile că își face temele și cu Alex și Alina. Da. Și Ara Cristina. Toți dar ne facem temele împreună. Da, păi, stați un pic, dar și asta s-a văzut. Și asta s-a văzut că ați făcut ce a vrut ea. Și m-a spus, dar m-ați dat pe mine, ați încercat să mă dați pe mine la o parte, înțelegi? Dar v-am lăsat eu, nu ați reușit voi. Asta e diferența. A vorbit Ile astăzi la telefon cu mama lui Alexandru? Eu? Ile? Nu, domnișoara Cristina. Orice Alina. E posibil. Adică nu mă surprinde chestia asta. Dacă ajung să, cred că împar și același pat, împar și același bărbat, împar tot acolo. Ce vrei, dragă, ce? Păi e normal, domnișoara, într-o competiție individuală să împărțiți tot, să împartă totul una cu cealaltă, e absolut normal. E vorba de Alina, dragă. Da, de Alina, și de Alina. Da, și eu, da, hotărăște-te. Da, ai uitat, că te sesizezi. Hotărăște-te, împar totul cu Adriana, Adelina sau cu Alina? Amândouă. Toate. Da? Da, și cu Adriana, cu nu? Și cu Adriana. Acum nu mai împarți cu Adriana. Cu Adriana nu îl împarți, că nu te lasă. Și cu Gian. Da. Ești o influență negativă lângă ea și nu. Da, ce negativă. Cât am influențat-o, vai de mine. Auzi, Vlăduț, de ce spuneai despre Elena că este Nicolas 2? Nicolas 2, pentru că întreba oamenii ceva și răspunde la cu totul altceva. De-aia am spus și de-aia s-a și supărat Nicolas pe mine, că la comparația asta s-a referit. Așa face Nicolas? Da. Păi, te-l întreb Nicolas ce domnul faci? Domnul Nicolas ce vreau să spune cu totul altceva, nu are treabă cu mine. E pe lângă are... Așa la... Câteva secunde. La... Nu tot timpul, câteodată poți să vorbești cu el, cum au zis și fetele, că au venit aici și au purtat o conversație cu el normală, liniștit, dar câteodată îl întreb ceva și nu. Dar care e problema ta, bă, Ariciule? Ai grijă cum vorbesc cu mine. Nu-mi place asta. Dar n-a vorbit cu tine! Nu e vorba că m-ai jignit, dar mă iei așa la mișto și mie nu convin chestiile astea. Ai grijă, că te lansezi imediat. Aole, unde îl mai lansez, măi, și pe el? Așa mă lansează, mă duc. Se pare normal ce face. Domnișoara Cristina, cred că Vlad este mult mai matur. Îl lansezi în showbiz, unde îl lansezi? Cine? Legenda? Aeroportul. Auzi, Nicolas. Dar tu de ce? De ce, mă? Nicolas, tu de ce de fiecare dată când porți o discuție cu unul dintre colegii tăi, care își spune o părere, na, nu tocmai
ok la adresa ta, te enervezi foarte tare. Da, și probabil mediul în care a crescut domnișoara. Mai vulcanic? Zi-mă că ești... Păi da, da, ai putea să-ți păstrezi calmul și să încerci să-l convingi. Așa sunt eu și mi-asum ceea ce fac. Avem noroc că nu scoateți sămila. Păi nervezi foarte repede. Dar mă aștept. Aole, la el în conversație... Și Radu m-a enervat de câteva ori astăzi. Și eu... Nu mi-a pronunțat numele lui Radu. A făcut pedeapsa cu Canina. Eu sunt de părere că el este foarte narcisist și are o părere prea bună despre el. Și în momentul când cineva îi arată... Ia, vorbiți voi doi, că eu vă ascult. Ia. Radu, astăzi, mi se pare că m-a luat la mișto cu pedeapsa. Nu, cu Vladut. Eu vorbesc dacă vreau, mie îmi convine. Cu mine. Zi-mă, zi. Despre ce vorbeam? Nu. Trebuia deci... să vorbească între ei și el se uită în altă parte. Deci, Vlad, deci ești tu și o să acolo. Acum ești de partea lui Radu, dacă nu a fost Radu și eu dat provocare, Gianni, este te-ai cu de plastic în mână. Hai mă, lasă. Ia terminați, măi, cu... Mă mai las la mișto. Da, de ce te iau băieții la mișto? Domnișoara Cristina, nu știu ce au cu mine, au cu mine și cu Gianina. Și așa sunt croiți pe mine de la bun început și... Auzi, există vreun băiat în casă cu care tu te înțelegi bine sau cu care crezi că ai putea lega o relație de amiciție? Nu neapărat că mă înțeleg bine. Dacă mai ies pe afară și mai stau de vorbă și la hotel, nu înseamnă că mă înțeleg bine. Dar cu cine ești? Domnșoara Cristina, nu mă înțeleg bine cu niciun băiat. Nu. Nu. Dacă vorbim la hotel, vorbim câteva chestii. Mai multe chestii am vorbit cu Radu, care nu recunoaște. Și băieții. Domnișoara, și băieții au așa, fiți, au nevoie de terapie. Băieții au văzut chestia asta, dar el nu recunoaște. Dar ce are Radu cu tine? Vrea să te pune într-o lumină nefavorabilă? El când intră aici în emisiune, deja își pune altă față. Aole, acasă cum e? În afară sunt prieteni buni. Dacă l-au învățat aseară, aseară l-au citit și acum... Ai întrebat ceva, domnișoara Cristina. Paragraful 237. Continu. A răspuns. Te-a întrebat ceva, Turbule, mai există vreo persoană neasumată în această casă, dintre colegii tăi băieți, zic. Cred că toți băieții sunt neasumați. Adevăr. Păi de ce? Hai să-i luăm pe rând. Alexandru, perfect. Ia, gata, fiți atenți. Nicolas, Nicolas și Alexandru. Alexandru, de ce este neasumat? Păi fiecare are motiv să mintă. Min cu ce minte, Alexandru? Adică mă răspunde altă întrebare. Te atacă? Da. Eu cred că toate aceste războaie dintre voi își au rădăcinile în ceea ce urmează să anunț imediat. Ghiciți despre ce este vorba? E top? Bravo, Radule! Topul favoriților, atât în cazul băieților, cât și în cazul fetelor. Vă voi spune așa. Cele mai votate trei fete în ordine aleatorie sunt Adriana, ce simți, Adriana? Emoții. Emoții. Da. Te-ai fi așteptat? Am spus mulțumesc. Poftim? Te-ai fi așteptat? Nu. 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 De ce? Nu. Credeam că în prima fază îmi voi lua hate, foarte mult hate, și după vor veni și părerile pozitive. Hey, stai că încă nu mi-ai dat papuci să vadă lumea. După aia o să primi și hate, stai liniștit. Aaa, cum încerci tu să... Na. Crezi că acel pupicul cu Vlăduț o va trage în jos? Pupicul cu Vlăduț o va trage în jos? Orice este posibil. Adică a primit foarte multe notificări din partea mea, a susținătorilor mei, și poate a ajutat-o un pic. Bine. Hai să mergem mai departe și să aflăm numele unei alte fete care se află în top 3. Alina. Mulțumesc tuturor. Da. Plăcere, care m-au votat. O să vă spun acum cine este cea de-a treia fată din topul favoriților. Ileana. Mulțumesc. Bun. Haideți să aflăm cine sunt cei mai votați trei băieți în această săptămână. Voi începe cu... Vlad. Mulțumesc frumos. Vă pup. Toți mulțumesc. Mergem mai departe. Un alt băiat din top 3, tot în ordine aleatorie, este... Alexandru.
Să rămână. Vă mulțumesc din suflet și vreau să fac o mică paranteză, mai ales faptul că mi-ați datorat timpul vostru ăla pe care l-aveți prețios și vă mulțumesc pentru voturile la adresa mea și inclusiv la adresa Alin. Să rămână. Foarte frumos. Vă mulțumim. Și... Radu. Vreau să le mulțumesc, domnișoara Cristina, diavolilor și susținătorii lui Radu, cât și publicului de acasă, pentru că m-a votat și se află un număr cât mai mare de voturi. Vreau să subliniez. Da. Am aflat care este topul, atât în cazul fetelor, cât și în cazul băieților. Mâine în gală vom afla și cine sunt favoriții. Și ce credeți? Favoriții vor ieși la întâlnire. Dar mai avem o datorie de săptămâna trecută. Și anume, Radu și cele trei fete o să iasă la întâlnire. Oh, care e rău, ale? O să mergi cu trei fete și ce crezi? Niciuna nu e Adriana. Și sunt și contra mea. Adică... E? Ce să faci? Asta e? Domnul Alexandru, nu poți dau la schimb trei pe una? Nu. Oh. Nu. Bine, merg cu ele, ce să fac? Nu faci tu regulile, asta este... Dar ce ne facem dacă ești mâine seară favorit? Mergi cu patru fete la date. Domnișoara Cristina, ce vrea Dumnezeu? Nu știu, da. Nu mă pronunț înainte. Râdem, glumim, nu știm, până mâine mai este. Mâine vom afla cine sunt favoriții și nu numai. Mâine cineva va pleca acasă. O fată sau un băiat, depinde. Sunteți pregătiți pentru o gală incendiară? Da! Sper că doar l-a figurat. Pentru că sezonul trecut am avut gale incendiare la propriu. Am simțit pe pielea mea cum e să iei foc. Eu le mulțumesc celor de acasă și îi rog să rămână alături de Canal D, dar și mâine la ora 16 să vină alături de noi într-o nouă gală Puterea Dragostei. Seară bună! Spunea că de ce nu-i pun botniță la Radu sau ceva de genul. Și am zis că oricum și dacă îi punem botniță, tot la tine. A intrat în casa asta cu nasul pe sus și ai uitat care e egalitatea dintre toți. Suntem egali. Vezi că e instinct. Vezi că e instinct. Bravo, Radu! Așa, bravo! Te rog, mai, vezi că-ți pute caracterul. Da, da. Am auzit o conversație dintre Nicolas și niște prieteni de-a lui, în care îi spunea Nicolas prietenilor săi că stă cu Gianina doar pentru emisiune. Că s-a declarat și merge pe treaba lui, nu să stea sudea la întors ca oamenii să creadă despre el că vai, schimb femeile cum le schimbă Radu. Ia uzi. Bravo! Să rămână! Jos pălărie! Ia frate, nu mai dau ochii peste cap și nu mai face chestii din alea, că e părerea mea și să-mi spun mai rău părerea. Dar părerea de râs. Nu am bărbat. Nu am. Da, păi și ce? Stai acolo, Sinu. Nu mai, Dojan, eu mă ia capul pe mine, mă jur. Nu mai vorbi de mine, taci din gură, nu vreau, nu vreau, nu vreau. Dar tu cine ești, mă? Plăduț e drăguț și că-mi place, dar nu aș face o relație pentru că e mic. Și dacă era mai mare? Poate. Ai făcut de ești degeaba, ești mare, te-ai făcut asta și ai creierul cât nuca. Nu înțelegi că eu cu un om eu nu ca înțelegi tine, nimic. Ce? Care vorbește așa, nu vreau să am de-a face. Văzând acum imaginile dintre Radu și Gianina, acea pedeapsă, ce ai simțit? Că lui Radu îi place să stea pe implanturi de silicon. Știi că-mi place de tine, mor de viața ta, de tot. Nu! Ei, măi, ieși afară, nu, ieși afară, în fața mea nu puteți, nu, Alexandru, te rog să ieși afară. Ia-ți, mă, pe prietenul vostru acum, de gest, nu mai judecați? Măi, audit, măi, audit. Nu-le, nu-mi așa, Radu, știți cu ce vom merge mai departe? Cu o surpriză. Vrei să demonstrezi lumii că ești mai sus ca mine, dar eu nu concurez cu tine, nici tu n-ar trebui să concurezi cu mine.
fetele vor vota o fată pe care nu o mai doresc aici, iar băieții un băiat. Are un comportament care nu este demn de această emisiune. Pentru că nu-l văd să facă niciun pas spre vreo fată. Concurentul favorit al săptămânii este... Nu uitați să dați subscribe pentru a vă abona la canalul nostru de YouTube. Dacă vreți să vedeți mai multe clipuri video, puteți da click aici sau aici.